Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul Muntenia TV. Pentru început vă invit să urmăriți principalele titluri ale ediției. Problema apei și canalizării aprinde spiritele între politicienii locali. Elevii absolvenți care au împlinit minim 16 ani pot beneficia de indemnizații de șomaj. Specialiștii ne recomandă să renunțăm la mâncărurile de tip fast food. PNL se va întruni într-un nou congres extraordinar. Pe liberal nu-i sperie partidul lui Tăriceanu. Opoziția constantă a primarului Nicolae Barbu de extindere a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară privind extinderea rețelelor de apă și canal în județ ar putea face ca municipalitatea să fie obligată să returneze Uniunii Europene peste 58 de milioane de euro. Avertismentul vine sub semnătura a doi miniștri din cabinetul Ponta. Scumpirea prețului și tarifelor la serviciile de apă și canal anunțate de APA Service Giurgiu a fost un prilej pentru primarul Nicolae Barbu de a reaminti că el s-a opus primirii de noi membri în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară privind extinderea rețelor de apă și canal. Acesta a spus că tocmai această extindere duce la creșterea prețului pentru giurgiuveni. În replică, președintele Consiliului Județean Giurgiu, Vasile Mustățea, spune că evoluția prețurilor a fost stabilită în urmă cu mulți ani, când Giurgiu a beneficiat de 58 de milioane de euro pentru apă și canal. Mai mult, Mustățea a adus în sprijinul afirmațiilor sale două documente emise de Ministerul Mediului și Ministerul Fondurilor Europene, în care se spune negru pe alb că prețul la aceste servicii nu va crește peste cel negociat, indiferent de câți membri vor adera la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. În același timp, cele două ministere avertizează Giurgiu că dacă se va opune înțelegerii făcute cu Uniunea Europeană, după ce a fost beneficiarul fondurilor alocate de aceasta, Giurgiu va fi obligat să returneze Uniunii cele 58 de milioane de euro de care a beneficiat ca finanțare nerambursabilă. Vreau să vedeți ce poate să ne aștepte pe noi, cei care suntem locuitorii municipiului Giurgiu, dacă mergem în continuare pe această linie și refuzăm să primim în ADI noile localități. În aceste condiții, considerăm că atitudinea de a nu extinde actualul proiect este una periculoasă din perspectiva asigurării unor noi finanțări europene. De asemenea, ea pune în pericol inclusiv finanțarea actuală, existând riscul ca fondurile deja obținute să fie declarate neeligibile și să fie returnate către Comisia Europeană. În documentul celălalt pe care vi l-am înmânat și atunci, tot domnul ministru Corodi, împreună cu ministrul fondurilor europene, spune foarte clar că cine împiedică accesul altor localități la fondurile europene, da? În mod sigur li se vor lua fondurile pe care le-au accesat pe perioada 2007-2013. Aici stăm. Ce vreți? Ca locuitorii municipiului Giurgiu să suporte 57-58 aproape de milioane de euro? Că noi vom suporta cei care locuim în municipiul Giurgiu. De ce? Pentru ambiția domnului primar Barbu. Și mai ales că nu este o ambiție fundamentată și mai face și, cum să vă spun, afirmații total eronate. Că în masterplanul 2014-2020 sunt prevăzute majorări de creștere de prețuri. Păi nu-mi primea documentația, pentru că ați văzut ce scrie în documentul semnat de domnul ministru Corodi. Nu avem voie să depășim pragul prețurilor stabilit prin contractul de finanțare pe perioada 2007-2013. Ne returnau documentația dacă era așa. Astfel, vă rugăm, stimate domnule președinte, să dispuneți toate eforturile necesare pentru continuarea investițiilor, iar un prim pas trebuie făcut prin definitivarea și contractarea de urgență a serviciilor de asistență tehnică pentru programarea viitorului proiect de investiții 2014-2020, a cărui finanțare va fi asigurată prin postul de mediu, programul operațional sectorial de mediu 2007-2013. Domnul ministru semnat, domnul ministru Corot. Asta am și făcut. Deci nu este nicio ambiție a mea. Eu nu mai înțeleg. Și domnul Barbu este primar la putere și domnul ministru Corodi este ministru al guvernului care conduce România. Nu știe stânga ce face dreapta. Mai multe amănunte legate de modul de calculare al prețului și tarifelor la apă și canal, dar și posibilele riscuri ca giurgiuvenii să fie obligați să plătească despăgubirii Uniunii Europene, puteți afla urmărind ediția specială din această seară. Absolvenții care au cel puțin 16 ani pot beneficia de o indemnizație de șomaj de 250 de lei pentru o perioadă de 6 luni. Pentru a beneficia de această indemnizație, aceștia trebuie să se înregistreze la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă în maxim 60 de zile de la data absolvirii.
Ești absolvent și încă nu ți-ai găsit un loc de muncă, află că poți beneficia de indemnizație de șomaj dacă depui o cerere la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu. Beneficiază de indemnizație de șomaj absolvenții instituțiilor de învățământ care au împlinit vârsta de 16 ani. Pentru a putea să beneficieze de indemnizație de șomaj, absolvenții trebuie să se înregistreze la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora au domiciliu sau reședința, în termen de 60 de zile de la data absolvirii. Termenul de 60 de zile se calculează de la data de 1 a lunii următoare celei de absolvire, dacă în cuprinsul diplomei sau certificatului de absolvire nu este trecută o dată expresă. Indemnizația pentru absolvenți se acordă numai o singură dată la cerere, pe o perioadă de 6 luni, iar cuantumul acesteia reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare, mai exact 250 de lei. Actele necesare pentru înregistrarea absolventului la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă sunt actul de identitate în original și copie, actele de studii și de calificare sau adeverință din care să rezulte data absolvirii în original și copie, certificatul de căsătorie dacă este cazul și adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă, oricare eventuale restricții medicale. Oriunde ne uităm, putem da cu ochii de un fast food, iar dacă nu-l vedem, cu siguranță știm unul aproape de casă sau de birou care să ne ajute să ieșim din impas când ne gândim ce să mâncăm. Dacă alegem să mâncăm în oraș, fast food-urile par a fi cea mai ieftină și la îndemână opțiune, din păcate însă nu și cea mai sănătoasă. Din cauza lipsei de timp sau pur și simplu din cauza lenei, mulți dintre noi alegem produsele tip fast food. Chiar dacă din punct de vedere nutritiv, caloriile furnizate organismului sunt suficiente, acestea nu sunt benefice, spun nutriționiștii. Una dintre cele mai importante probleme asociate produselor de tip fast food este aceea că nu aduc organismului principii nutritive și sunt bogate în grăsimi. A mânca sănătos este un deziderat, dar trebuie să fie o practică. Din păcate, foarte mulți copii, foarte mulți tineri, din grabă, din dorința de a lua ceva foarte rapid, consumă alimente care nu sunt tocmai indicate pentru sănătate. Mă refer la alimente prăjite. Orice grăsime prăjită descarcă o substanță care se numește acroleină, care este toxică, este cancerigenă. O să spun de asemenea că este un exces de maioneze, care mai ales pe timpul verii nu sunt indicate, datorită faptului că se alterează foarte ușor. De asemenea, cartoful, dacă este ținut la o temperatură superioară de 24-25 de grade și să nu uităm, vara e caniculară, se alterează imediat, fiindcă există germeni, există spori pe astfel de produse și imediat se alterează și apar toxinfecțiile alimentare. Există un exces de pâine. Se mănâncă astăzi fel de fel de preparate sub formă unor sandvișuri care conțin foarte multă pâine. Pâinea albă. Este o pâine încărcată în amidon. Amidonul este un polimer de glucoză. Și acești tineri, copii și tineri, care consumă mari cantități de carne, în special mezeluri, carnea aceasta care este conservată, care are fel de fel de coloranți, de aditivi, care o păstrează într-o formă optimă, sub aspectul, să spunem așa, vederii și sub aspectul aromelor, a mirosului, noi le spunem proprietăți organoleptice, care fac plăcută la gust și la miros carnea sau alte preparate, aceasta presupune intervenirea din afară asupra lor cu fel de fel de substanțe chimice. Și acestea duc în timp la boli grave. Mă refer la diabet, mă refer la hipertensiune arterială, fiindcă majoritatea produselor pe care le consumăm și care au foarte multă carne, care au maioneze, care au brânză foarte grasă, care au fel de fel de cașcavaluri, tot așa foarte grase, ele duc în timp la diabet, la dislipidemii, adică grăsimi mari în sânge, colesterolul și trigliceridele, zahărul mare, spuneam, glicemia și hipertensiunea arterială. Pentru a fi sănătos, trebuie să consumi și alimente sănătoase. Pe lângă stilul de viață activ și lipsa exceselor de orice fel, o dietă bazată pe alimente sănătoase contribuie din plin la buna funcționare a organismului, la păstrarea tonusului bun și la menținerea sănătății fizice și psihice. Ce ar trebui să mâncăm, mai ales în sezonul verii? Cât mai multe legume și fructe. Ele să fie naturale. Se spune că trebuie să consumăm 3 mese de salate pe zi, fie că sunt legume, fie că sunt fructe. Uleiul de măsline, uleiul de dovleac, uleiul de in, obținute virgin, adică prin presare la rece, sunt extrem de hrănitoare, fiindcă au în ele vitamina E, vitamina fertilității, vitamina care permite dezvoltarea organelor genitale și vitamina antioxidantă. De asemenea, vitamina A este prezentă în
ceea ce se numesc elemente carote, adică în morcovi, în sfeclă roșie, în mere de culoare portocalie, în ardei de culoare aceasta. Retinolul fiind vitamina vederii, oricu toții trebuie să avem o vedere bună. Aș vrea să vă spun că, de asemenea, găsim astăzi foarte multe legume și fructe. Ele trebuie consumate zilnic, fiindcă au vitamina C. Vitamina C este acidul ascorbic, care previne cancerele, care previne infecțiile, care previne ruperea vaselor de sânge, a hemoragiilor, mai ales în anumite perioade ale lunii. Pentru femeie este bine să consume cantități mari de citrice, lămâi, portocale, grefut, sunt foarte încărcate în vitamina C. Toate acestea trebuie făcute cu o doză adecvată de lichide, să consumăm zilnic, în funcție de vârstă, 1,5 litri, 2,5 litri de lichide pe zi. Mă refer la apa minerală plată, necarbogazoasă, care vine cu toate mineralele, cu sodiu, cu potasiu, cu clor, cu magneziu, care e o adevărată perfuzie de care avem nevoie și acești minim 2 litri, 3 litri pe zi la vârsta adultă, chiar mai mult dacă facem un efort fizic în căldură, vor fi necesare pentru irigația creierului, a inimii și a tuturor organelor. Vă spun toate acestea deoarece dieta înseamnă sănătate. Negocierile dintre PNL și PDL privind fuziunea celor două partide au intrat în linie dreaptă în vederea unei fuziuni cât mai rapide. Pentru aceasta, liberalii se vor întruni pentru a doua oară în acest an într-un congres extraordinar în care vor aproba statutul care va trebui să stea la baza noului partid. Președintele filialei PNL Giurgiu, Vasile Mustățea, a declarat astăzi că PNL se va întruni din nou în cadrul unui congres extraordinar pentru a pune la punct și pentru a aproba ultimele documente necesare în vederea fuziunii cu PDL și constituirea unui mare partid de dreapta care se opună PSD-ului. De asemenea, Mustățea a mai spus că liberalii rămân consecvenți în ceea ce privește dorința lor ca noul partid să se numească tot PNL. S-a convocat Biroul Politic Național și Delegația Permanentă a Partidului Național Liberal în vederea, printre altele, convocării unui congres extraordinar în data de 26 iulie. Trebuie să vă spun că noi rămânem ferm, consecvenți deciziilor pe care le-am luat în congresul ordinar din anul acesta și procedura de fuziune cu Partidul Democrat Liberal continuă. Și suntem siguri că până la sfârșitul lunii iulie vom avea un congres comun de fuziune. De asemenea, trebuie să vă spun că rămânem consecvenți deciziilor adoptate, în sensul că vom păstra denumirea partidului așa cum este acum, Partidul Național Liberal, așa cum am aprobat și în congresul din anul acesta, că denumirea, identitatea, tradiția istorică și unitatea sunt valori imuabile ale Partidului Național Liberal. Întrebat cum se vor simți liberalii alături de democrați liberali pe care i-au acuzat în enumerate rânduri că au gestionat prost țara în perioada în care erau la guvernare, Vasile Mustățea a declarat că vede în actualul PDL un partid care s-a curățat de oamenii care au făcut rău României. Persoanele la care vă referiți dumneavoastră, cele care au făcut mult rău României în perioada 2009-2012, au plecat la partidul domnului Băsescu, Mișcarea Populară, da? În al doilea rând, trebuie să constatăm că partidul este condus de domnul Vasile Blaga și vă spun în calitate de fost senator că are o credibilitate extraordinar de mare. Domnul Blaga este recunoscut ca o persoană care atunci când stabilește ceva, se ține de cuvânt și pentru noi, inclusiv conducătorul Partidului Democrat Liberal, constituie o garanție a fuziunii care este acum în curs de realizare. Inițiativa fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu de a înființa un nou partid liberal este, în opinia liberalilor giurgiuveni, o manevră prin care PSD să aibă rezerve parlamentare. De asemenea, cred că noul partid va fi tratat fără respect de către partidul lui Victor Ponta.
Întrebat despre plecările din PNL spre Partidul Liberal Reformator, a cărui constituire a anunțat-o recent fostul premier Călin Popescu Tăriceanu, președintele PNL Giurgiu Vasile Mustățea a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că nu crede că noul partid va avea vreun viitor, mai ales alături de PSD, chiar dacă acestuia i s-au alăturat și parlamentar, cum este cazul deputatului de Giurgiu Ioan Viorel Teodorescu. Deci, în primul rând trebuie să vă spun că domnul Teodorescu a avut onoarea să-și înainteze demisia din PNL față de ceilalți de care vorbiți dumneavoastră, pe care nu-i caracterizează această onoare, deci încă nu și-au înaintat demisiile. Este major, domnul Teodorescu, n-am cum ce să-l constrâng să facă altceva. Ce pot să vă spun este doar că își va da seama repede că acest nou partid, pe care n-am înțeles dacă l-a format sau e în curs de formare, că din ultima conferință de presă a domnului Tăriceanu am înțeles doar că a început procesul de constituire a unui nou partid. Din punctul meu de vedere, acest partid nu înseamnă altceva decât o centură de siguranță pentru guvernul Ponta. Se aplică o metodă standard, așa cum după alegerile din 2012 a racolat în masă primari de la Partidul Poporului Dan Diaconescu și în momentul în care a avut numărul de parlamentari necesar, a făcut totul să ne împingă în afara alianței și guvernării, pe noi, PNL-ul. Acum, în disperare de cauză, pentru că a intrat într-un punct greu de impas cu UDMR-ul, încearcă să compenseze eventuala ieșire de la guvernare a UDMR-ului prin atragerea acestui nou partid, să zicem, la guvernare. Da? Acum se vede de ce a oferit funcția de președinte al Senatului domnului Tăriceanu. Eu, unul, nu cred că cei care se duc, că până acum, din informațiile mele, sunt 12 parlamentari care oficial au trecut la, sau înaintat de misiile și au semnat adeziunea la fundație, nu la partid. Dacă încă nu există un partid, nu cred că se duc acolo ca să reprezinte liberalismul sub conducerea domnului Ponta. În ceea ce privește opțiunea sa, Vasile Mustățea a declarat că nu intenționează să părăsească Partidul Național Liberal. Eu ce pot să spun cu siguranță, da? Că voi rămâne la PNL. Nu am avut niciun fel de propunere din partea domnului Tăriceanu, nici din partea altora, să trec la această nouă formațiune care e în curs de formare. Și cred că nu mi s-a făcut această propunere, pentru că toată lumea știa clar care este opțiunea mea, care este poziția mea în raport cu reprezentarea PNL-ului în România. Eu cred că PNL-ul, doctrina liberală, nu poate fi reprezentată decât din Partidul Național Liberal. În continuare urmează rubrica Meteo, prezentată de colega mea Dana Ruse. Bine v-am regăsit la rubrica Meteo. Pentru acest weekend avem vești bune din partea meteorologilor. Vremea se va îndrepta și ploile vor părăsi cel puțin pentru moment zona noastră. La noapte cerul se va însenina, anunțând parcă vremea bună de mâine. Sâmbătă va fi o zi frumoasă, cu temperaturi ce vor atinge valori de 29 de grade, iar cerul se va menține mai mult senin. Duminică vom avea o zi și mai frumoasă, va fi soare pe tot parcursul zilei, mercurul termometrelor atingând maxima de 31 de grade. Nopțile acestui weekend vor fi liniștite, senine, cu minime ce se vor încadra între 16 și 17 grade. Acestea au fost datele meteo, doamnelor și domnilor, sunt Dana Ruse și vă doresc un weekend minunat! Vă invit să revedeți care au fost principalele titluri ale ediției. Problema apei și canalizării aprinde spiritele între politicienii locali.
Elevii absolvenți care au împlinit minim 16 ani pot beneficia de indemnizații de șomaj. Specialiștii ne recomandă să renunțăm la mâncărurile de tip fast food. PNL se va întruni într-un nou congres extraordinar. Pe liberal nu-i sperie partidul lui Tăriceanu. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Jurnalul Muntenia TV se încheie aici. Sunt Alexandra Preda și până data viitoare vă doresc să aveți parte de un weekend cât mai plăcut!